pe site-urile de astăzi circulă o glumă pe cât de adevărată, în esența ei, substanța ei, pe atât de amară. Austria, care a făcut tot ce a putut pentru a bloca accesul Schengen, în spațiul Schengen al României, și care cu chiu cu vai a admis că acum, începând din această lună, să avem liberă circulație în Europa, aerian și feroviar și maritim. Iată că Austria este și primul stat beneficiar al vizei Schengen, sau primii români care beneficiază de viza Schengen aeriană, pleacă, au luat cursa către Austria.